Un medic imagist nu este un fotograf care face poze organelor, nici un pictor care le desenează, precum nici informaticianul care introduce informația în tehnica medicală. Medicul imagist este doctorul care, cu ajutorul tehnicii medicale, determină orice patologie, oricât de mică nu ar fi aceasta. Este important ca medicul imagist să discute cu pacientul, să explice acestuia oricare detaliu din investigația efectuată. Pacientul are dreptul să cunoască despre starea lui reală de sănătate, despre patologie determinată, despre posibilitățile de tratament disponibile și cele care sunt posibile, dar nu sunt disponibile la noi în țară. Medicul imagist trebuie să ghideze pacientul către doctorul de specialitate, astfel încât pacientul să simte grija și sprijinul acestuia. Putem spune că medicul imagist este scanerul intelectual al pacientului.